Astăzi, la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnul Severin a avut loc un eveniment festiv dedicat Zilei Veteranilor de Război, marcat în fiecare an la data de 29 aprilie. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, le-a transmis toată recunoștința acestor eroi care au servit cu mândrie patria noastră. Asociația Națională a Veteranilor de Război, implicit filiala județeană Decebal, are menirea să organizeze manifestări simbolice dedicate acestui eveniment. Această adunare festivă, organizată astăzi, în prezența dumneavoastră și a reprezentanților administrației locale, este și se încadrează în cadrul acestor manifestări. La inițiativa filialei Decebal a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a participat la eveniment alături de prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, împreună cu văduve și rude ale veteranilor de război, întrucât singurii trei veterani în viață nu se pot deplasa la vârstele venerabile pe care le au. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a declarat faptul că veteranii de război reprezintă un etalon al devotamentului și spiritului de sacrificiu. Prin urmare, cu toții avem datoria morală de a-i cinsti pe cei care au fost nevoiți să îndure ororile războiului. Ziua Veteranilor de Război este o zi cu încărcătură specială, spirituală și emoțională. Celor care au scris istoria statului român, chiar cu sacrificiul suprem, le datorăm ceea ce suntem noi astăzi, ca națiune în Europa și în lume, și le onorăm eforturile de consolidare ale statului român. Consiliul Județean Mehedinți a fost alături de dumneavoastră și vă cinstește, fie că sunteți veterani de război sau văduve ale veteranilor de război. Transmit gânduri de respect în fața eroismului inegalabil pe care veteranii de război l-au demonstrat sub culorile drapelului național. Acum suntem parte a celui mai important organism de apărare, iar sub cupola NATO, România este un partener și un beneficiar al sistemelor de securitate moderne. Nu închei înainte de a felicita pe generalul de brigadă în retragere, Ioan Pană, președintele filialei Decebal Asociației Naționale a Veteranilor de Război, pentru dedicarea de care dă dovadă în organizarea evenimentelor festive, ca cel la care participăm astăzi și nu numai. Domnia sa este un model de implicare pentru menținerea conștiința noastră și a tinerei generații, a sacrificiilor veteranilor de război și tot ceea ce reprezintă ei pentru statul român. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a mulțumit cu prilejul Zilei Veteranilor de Război tuturor generațiilor care au apărat cu pieptul fiecare centimetru de Românie și ne privesc cum ducem mai departe numele țării scăldat în sângele fraților care nu s-au mai întors niciodată la casele și familiile lor. 29 aprilie este o dată importantă pentru România, pentru că avem ocazia anuală de a celebra Ziua Veteranilor de Război, o ocazie importantă pentru noi, pentru autorități, pentru societatea civilă, de a vă mulțumi, de a ne arăta recunoștința pentru tot ceea ce ați făcut dumneavoastră și pentru a elogia și a omagia pe acei eroi, efectiv, pentru că vorbim de eroi, care și-au pierdut viețile pe câmpurile de bătălie. Eroii neamului care au fost sunt prezenți și eroii neamului care probabil vor mai fi și pe viitor. De aceea subliniez că această zi și această prețuire pe care și valoare pe care societatea vă acordă ar trebui transmisă și generațiilor viitoare. La 29 aprilie 1902, regele Carol I, militar de carieră, a instituit pentru prima dată această sintagmă onorantă de veteran de război. Este o zi sacră pentru că noi am învățat la școală parte din istoria pe care dumneavoastră și înaintașii ați scris-o în tranșeile de luptă și trebuie să rămână o zi importantă. A fost o reparație ceea ce s-a întâmplat în 2007, iar datoria noastră este să ne cinstim eroii pe mai departe, pentru că nu știm dacă țara noastră ar fi arătat așa cum este astăzi, în absența unei armate române eroice, începând de la 1877 încoace.
Cu prilejul evenimentului de astăzi s-au înmânat diplome de recunoștință generalului de brigadă Ioan Pană, președintele filialei Decebal a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, pentru aportul deosebit adus la promovarea cu consecvență a valorilor noastre naționale, dar și altor membri ai asociației. Domnului locotenent colonel Mureșan Tiberiu și domnului colonel Popoceanu Dumitru. Cu viața și libertatea lor au cumpărat viața în libertate pe care o avem astăzi. Să nu uităm că nimic nu este gratis și România a plătit scump pentru onoarea de a fi român. Azi este ziua în care trebuie să-i mulțumim unui veteran care a renunțat la tot ce avea pentru a avea noi ceea ce el nici nu visa. Respect etern eroilor noștri!